Bună ziua, mă numesc Pellegrini Lilla și vă prezint o resursă la disciplina matematică, clasa 7-a. Azi vom vorbi despre perimetre ciari. Pentru început, să recapitulăm formulele pe care le știți deja de la ARI. Vă invit să completați acest tabel. Avem celule libere în acest tabel. Va trebui de jos să duceți denumirile figurilor geometrice, desenele figurilor geometrice și formulele figurilor geometrice în locul potrivit. Prima dată am pus denumirile figurilor geometrice, pe urmă am pus figurile la locul potrivit și ariile pentru absolut fiecare figură. Bravo, felicitări! Acum, cu ajutorul acestor formule, vom parcurge labirintul următor. Vom aplica formulele deja învățate, recapitulate. Pentru a parcurge acest labirint, trebuie să ajungem de la săgeata roșie până la această steluță. Observați că avem anumite obstacole. Fiecare obstacol va presupune să răspundem la o întrebare. Unele obstacole se pot muta după ce răspundem corect, altele nu. Să ne apucăm de treabă. Aveți schița unui etaj, un etaj de la o clădire de birouri. După cum vedeți, avem 10 birouri și un hol. Prima întrebare este să aflăm care este biroul cu aria cea mai mare. Biroul cu aria cea mai mare este biroul numărul 7, care, după cum vedeți, este un trapez dreptunghi. Și obstacolul 2 a fost eliminat. Următoarea întrebare, cât este aria biroului numărul 1? Biroul numărul 1 este un triunghi dreptunghic. Aria, dacă aplicăm formula, calculăm, ne dă 8 metri pătrați. Câte birouri sunt pe această schiță care au forma de trapez dreptunghic? Da, sunt 4, corect. Biroul numărul 5, trebuie să aflăm cu cât este mai mare decât biroul numărul 10. Calculăm aria fiecărui birou, sunt triunghiuri de formă de triunghi dreptunghic și ne dă diferența de 1. Trebuie să aflăm perimetrul biroului numărul 4, care este un trapez dreptunghic. 3 dintre laturi cunoaștem deja, a patra latură se poate calcula cu teorema lui Pitagora, după ce ducem înălțimea trapezului. Rezultatul corect este 12 plus 2 radical din 5 metri. Biroul numărul 3 este dreptunghiular, are aria de 20 metri pătrați. Biroul numărul 5 are aria de 9 metri pătrați, care transformați în centimetri pătrați ne dă 90.000. Biroul numărul 7 are perimetrul, este tot un trapez dreptunghic, deci trebuie să calculăm latura neparalelă, tot cu Pitagora și ne dă 17 plus radical din 37. Biroul numărul 8 este un simplu dreptunghi, are perimetrul de 20 metri. Biroul numărul 10 are aria de 4 ori 4 pe 2, adică 8 metri pătrați. Birourile care au cea mai mică arie sunt birourile numărul 1 și numărul 10.
Se cere aria patrulaterului FGRM, care este un trapez, deci folosim formula pentru aria trapezului și obținem 14 metri pătrați. Observați că obstacolul 19 nu s-a mișcat. Biroul în formă de dreptunghi, care are cea mai mică arie, este biroul numărul 3. Dintre acestea îl încercăm pe 22 și spune că pe hol avem gresie. S-a cumpărat cu 10% mai multă gresie decât cât este aria holului, pentru că apar și pierderi. Cât este aria gresiei cumpărate? Aria holului este 44 de metri pătrați plus 10% din 44 metri pătrați ne dă 48,4 metri pătrați. Și am reușit să parcurgem labirintul, am ajuns la steluță. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și să ne vedem la o altă resursă. La revedere!